Salut, suntem la magazinul H2O, sunt Iulian Tache. Bun, când vorbim de plăcile de kite, vorbim de trei mari categorii. Plăcile normale de kite cu legături de acest gen, în care îți bagi piciorul foarte ușor și la fel îl scoți foarte ușor. Plăcile de wake kite, și anume o combinație între placa de kite și de wake, dar cu legături de wakeboard, pentru tricuri agresive, să nu sară placa din picior la o aterizare mai dură. Și ar mai fi plăcile de surf, pentru cei care vor să dea cu kite-ul pe vale. Plăcile de începători. Prima lor caracteristică este că sunt mai flexibile și îți preia din șocuri. A doua caracteristică este cantul, curbura cantului, care este mai dreaptă. Plăcile sunt mai drepte, nu au rocker, placa nu e atât de curbată, e mai dreaptă și intră foarte ușor în planaj. Finele sunt ceva mai mari, multe plăci au și o concavitate, tot așa pentru a ține direcția mai bine și au cam vânt mai ușor. În general, capetele sunt mai flexibile, să-ți treia din șocuri, formă trebuie să fie mai rigide, să te țină la aterizări. Deci cam așa e o placă de începători intermediari. Te duci cu ea până la tricuri, poți să sari liniștit. Te ajută finele mari să faci focul, să cantezi ușor. Tot la începători aș introduce și plăcile de fete. Sunt mult mai flexibile, deci recomand fetelor să-și ia placă de fată. Sunt sensibil mai flexibile. Fetele nefiind atât de grele, nu pun atâta presiune pe placă, au nevoie de o placă mai flexibilă. Deci până să ajungi la tricuri de wake style, fetelor le recomand plăci de fete. Aceasta este o placă de wake style, deci o placă, o combinație între plăcile de wakeboard și plăcile de kite. Și anume, ce are atât de deosebit este acest rocker, curbura, care este mult mai pronunțată. Te ajută foarte mult la aterizări, îți preia din șocul aterizării. Tricurile la avansat sunt destul de, nu destul, sunt foarte agresive și aterizările sunt dureroase. Și atunci îți preia din șocul aterizării, cantul fiind mai pronunțat și așa și din curbură, faci popul mult, mult mai agresiv. Îngropi practic toată placa în apă pentru a face popul. De asemenea are mult mai multe nervuri, nu știu, cred că se văd, toate nervurile astea. Te ajută de asemenea la pop și la aterizări. Când ai o aterizare nu foarte sigură, te pune mult mai ușor pe direcție. Eu folosesc această placă și la wakeboard, am o singură placă și la wake și la kite. Dezavantajul la începători la o placă de genul ăsta este că ea fiind mult mai curbată, merge cumva puțin îngropată în apă. Și urcat în vânt, trebuie cumva să-l faci din cant, să știi să urci în vânt bine, nu îl mai faci din fine. Finele oricum sunt mai mici la plăcile astea. Deci nu recomand la începători, de la intermediari încolo. Asta e o placă clasică de kite de surf. Sunt mult mai rezistente decât plăcile de surf. Sunt în general făcute din bambus, spumă și bambus. În general ele vin cu legături, deci aici se montează legăturile. Ca forme sunt formele din surf, doar că în general sunt mai mici. E destul de complicat să faci surf cu o placă de kite surf. Repet, sunt mai mici, n-ai nevoie de atâta volum, pentru că te ajuți de kite să prinzi valul. Asta și o placă spre plest, bineînțeles, are posibilitatea să-i pui legături, însă mulți preferă să se dea fără strepuri pe placa de surf cu kite-ul, să ai feeling-ul de surf, efectiv. Cine vrea să treacă pe placa de surf la kite, să nu folosească strepuri, se va obișnui foarte repede și senzația este mult mai apropiată de surf. Plus că toate întoarcele, toate tricurile se fac mult mai ușor. Eu personal mă dau pe o placă de surf de la Lipte, care este foarte, foarte rezistentă. Cine se va uita în reclamelor o să vadă că treci cu mașina peste ea și nu se rupe. Legăturile, cum spuneam, sunt de două feluri, tip
șlap și tip legătură de wakeboard, dar și aceste legături tip șlap sunt diferite mai dată. De exemplu, acesta este un model mai vechi, care are un singur reglaj. Aici are două reglaje. Îți reglezi mult mai bine legătura și în față și la baza piciorului. Este mult mai lat. Acesta are un singur reglaj și nu este atât de fixă cum e asta. Tu vrei legătura să fie cât mai fixă pe picior, să nu ai joc. Ca la orice sport și la snowboard și la wakeboard, piciorul trebuie să fie foarte fixat de placă, orice joc îți întârzie comenzile date către placă sau poate să îți ajute o accidentare. Iar pedul e foarte important să fie moale și confortabil, dar rezistent în același timp. Dacă e foarte moale, nu rezistă, se rupe și în fine. Deci e important să fie confortabil și moale, că ai foarte multe șocuri când te dai pe mare, e foarte choppy și e important să ai un ped confortabil, ergonomic, să-ți țină piciorul. Asta, cum vedem, e destul de drept. Asta are scobituri foarte mari și îți ține călciul la locul lui. De asemenea, aici este o ridicătură să ții cu degetele și să te prinzi mult mai bine de legătură când faci tricuri, să nu scape placa din picior. Are aici scobitura pentru picior. E foarte important să alegi o legătură de calitate. Așa, din imagini toate par la fel, însă calitatea face diferența.